Bine v-am regăsit, prieteni! Așa cum vă spuneam și ieri, vă spuneam și astăzi, a început bătălia peștilor. Se bat peștii. Da, ministerele încă nu sunt clar negociate, dar noul USL deja simte luptele alea intestine și când e vorba despre intestine, mirosurile nu mai au nevoie de nicio prezentare. Da, Câțu încearcă prin toate mijloacele să, să zădărnicească planul lui Iohannis, coaliția cu PSD, cu un alt premier. Adică Iohannis se gândea așa, băi, facem cu PSD-ul, dar îl punem pe ciucă. Câțu, băi, facem cu PSD-ul, dar să fiu eu. Păi să fiu eu pentru că eu. da. Și s-a ajuns, pe de-o parte, la... O luptă surdă în interiorul PNL, la o luptă surdă între Câțu și Iohannis, și la o luptă surdă cu noi, până la urmă, Toareș și contribuabili, care întotdeauna, în data din 25, facem să rămână statul, am venit să plătesc salariile demnitarilor, printre altele, da? Acum, în interiorul PNL, există uh, diferite facțiuni. O dată este Orban, da? Orban cu aproape 20 de parlamentari. Apoi mai sunt cei de la București, președintele PNL București, Ciucu, da, plan Ciucu, care a zis foarte clar, domnule, ca să vă fie clar, eu nu vreau cu PSD, nu mă interesează un nou USL. Asta să știe și tovarășul Câțu și toată lumea. Una e pe plan local, dar la plan general nu discutăm. Da? Și mai sunt cei din teritoriu, din Turcia, de, de încă vreo, vreo șapte, o filiale care nici nu vor să audă de PSD. Mergem acum la PSD. Încă n-au negociat foarte clar care sunt ministerele, care sunt așa numai niște punctulețe, cum ar fi să. Și a început bătălia. Bătălia autopropunerilor, pentru că PSD-ul nu-și acele origini uh, uh, comuniste, și după autocritică vine și autopropunerea. Și atunci, vezi, uh, îl vezi pe grindianul la transporturi, o vezi pe firea propusă sau autopropusă la muncă, vezi, cea la aia, băi, au venit banii, vin banii, băieți, acum e momentul, da. Pe de altă parte, există o buturugă mică. Buturuga mică se numește totuși USR, pentru că cei care nu sunt de acord cu Câțu, nu sunt de acord cu, cu învălmășala asta, dragostea asta destul de ciudată cu PSD-ul, au spus foarte clar, băi, trebuie să-i luăm pe cei de la USR, pentru că noi am avut o coaliție. Câțu, tu ești cel care a încălcat protocolul și încă de două ori, exact ce a zis președintele de la Giurgiu, pe penele Giurgiu, da, Motreanu, cred că, da, i-a tras-o în față la, la uh, Câțu, da, și noi vrem cu UDMR și cu USR. Astăzi l-am ascultat la radio pe Dumitru Borțun. El este profesor de comunicare politică da, la Universitatea din București. Și el a spus o chestie foarte franc. Domnule, ca să se știe și să punem lucrurile în alb și negru. Da, vrei reformă, te duci cu USR, vrei să, să, ai acela, să menții un status quo, să ai aceleași metehne, ai plecat cu PSD. De aici se încheie discuția, L-am citat pe Dumitru Borțun ca să nu mai zică unii că, uite, numai Germa zice despre URSS sau alte partide. Bun. La ce să ne așteptăm? La prelungirea crizei politice. La prelungirea crizei politice, într-o perioadă destul de tulbure, și-au început medicii să iasă, da? Acel medic de la București, curajos și spre stima lui, da? care a venit, băi, n-ați pus certificatul verde, vi se datorează la da? cei 50.000 de, de morți. Da? Ce ați făcut acolo? Stați cu politicieni de 2 lei în căierări de 3 lei. Da? Asta faceți voi, ne făcând nimic, nimic, nimic pentru sănătate. Omul ăsta l-a dat peste nas și bine a făcut, pentru că dacă te uiți la statistici, uite-te la la, noi avem 500 de morți pe zi că noi suntem nevaccinați, că vaccinul care este împotriva libertăților, împotriva trărăm, 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 da? Dar uite-te la Austria, uite-te la Franța, uite la Germania, la, la, 80 de milioane de locuitori, cu 30, cu 80, cu câte vrei tu 10 de mii de infectări pe zi și au doar 100 de morți. Da? Noi zicem, domnule, avem numai 8.000, avem numai 10.000, că facem teste puține, dar avem 500 de morți. Asta cum se explică? nu se explică, se dă pagina mai departe și intrăm la conspirații. Iar la conspirații, șefia totală a conspirațiilor o deține o parte din, preoțime. La Făgăraș s-a apucat la în catedrală, Popa Șăf, da? să le explice enoriașilor, domnule, dacă vaccin, pe păi fii atent că îți controlează gândurile de la distanță, să vezi ce se întâmplă, dacă... Băi băieți, există lege. Dacă eu mă apuc acum să, să, spun asemenea măscări, la, acum pe internet, în două ore îmi bate cineva la ușă. Bună ziua, suntem poliția, suntem procuratura, suntem, avem o lege, ați încălcat-o cu noi. La ăsta nu-i bate nimeni în catedrală. De ce? Pentru că există jena aia. Lasă, domnule, că ești așa, știți, ești așa cum sunt. Nu. Dacă aplici legea pentru la din Timișoara, Ăla care s-a apucat să aburească iarăși pe internet, că acolo e gol, că nu se întâmplă. Sau nefericita din piața neamț. Băi, aceeași lege o pui și la Teodosie și la ăla de la, de la Făgăraș. Pentru că până la urmă știi ce se întâmplă? O țară rezistă prin încrederea care leagă oamenii între ei. Și de obicei încrederea asta trebuie să fie un pic, un pic bilaterală și dinspre stat, nu numai dinspre cetățean, că noi ni se, ni se cere tot timpul o probă de încredere. Domne, să aveți încredere în stat, să aveți încredere în guvern, să, acredere, să, aveți încredere în primul ministru. Bă, noi avem încredere, că suntem obligați să avem încredere, că dacă nu, ne-a luat lumea în cap. Dar proba voastră de încredere, când vine? Ok? Bun. Uh, și nu li se întâmplă nimic. Pe de altă parte, încep oamenii să plece din țară. Oare de ce? Bă, prima dată s-a plecat de foame. După aia s -a plecat pur și simplu că nu mai, simți, nu mai, nu mai, suportai umilințele unora și altora. După ai plecat că ai vrut să faci ceva. Da? Și acum se pleacă pentru că vrei o școală mai bună pentru copiii tăi. Da? Vă amintiți că acum, cred că o săptămână vorbeam, că discuțiile oamenilor care se gândesc să plece sau chiar au plecat sunt de genul întotdeauna există un, 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 un numitor comun. copii. Ei bine, acum, o generație de asta care uh, și-a încropit o familie și are un copil, uh, are doi copii, generația asta nu mai suportă. Domnule, ce, ce fel de țare asta. Uh, unii zboară în cosmos, alții uh, uh, testează tot felul de limite ale, ale inovației benefice pentru toată lumea și noi încă cerem copilului, băi, extemporal la moara când că mama dracului. Adică, pur și simplu, suntem inadecvați pentru secolul 21. Și nu noi, nici eu, nici tu, nici copiii mei, nici copiii tăi. Ci pur și simplu autoritatea publică. Autoritatea publică rămasă cumva încremenită în secolul 20, început de, de anii 90, dacă îți amintești, când era totul vraiște și toată lumea mergea pe uh, un entuziasm de la al și al relațiilor. Acum se întâmplă la fel. Uh, uite, mie mi-ar plăcea, și suntem obligați să avem încredere, dacă dacă mâine-i Ciucă sau mâine-i uh, Câțu cu guvern PNL-PSD, fibra din tine te obligă să fii optimist. Lasă-mă că poate fi bine. Asta este. Nu poți să-i dai jos numai așa că urli tu la televizor sau, la, sau pe internet. Ok, hai să vedem ce or face. Doamne, de -o să reușească, da? Că până la urmă ai nevoie de stabilitate. Dar bă, dar cu cine? Păi firea a mai fost. Tocmai ai dat-o jos din primăria Bucureștiului. Unde a făcut dezastru cu companii municipale, cu pile, cu draculacu, da? o pui la muncă? pe femeia asta a dat milioane și milioane de euro la tot felul de biserici și beserici, da? O dat tot felul de programe, să vă duc pensionarilor la muntele o să vă duc, nu știu de... Bă, stai un pic, e vorba de muncă, nu e vorba de pomeni, da? E, turcan, stai liniștit, nu e mare deosebire, da? Îl pui pe grindianul la transporturi, bă, băieți, 600.000 de mii de oameni am ieșit într-o singură seară împotriva lui. Și acum vine să ne râdă în față. Ăsta la Alciolacu, da, prietenul lui, lui, Omar Haisam, primul de ăsta condamnat pentru terorism în România, ăsta vine să, să preia rotația cu prim-ministru. Adică ne trezim. Scuze, am vorbit cam tare. O să vorbesc mai încet. Să nu se trezească poporul. Sunt ușor. Deșteaptă-te române, cântat în șoaptă și nu în de defilare. Luați-vă niște șlapi pufoși să nu treziți poporul să nu treziți, atenție, nu boborul ăla care suntem noi, boborul ăla special, de acolo de sus, de unde când or cădea, nici praful, nici pulberea nu mai rămâne din ei.